Bine v-am regăsit la Super Pariuri pentru această zi de sâmbătă. O să călătorim prin Anglia, prin Franța și prin campionatul nostru fotbalistic vorbind. O să călătorim și mergem mai întâi în Anglia, în Premier League. Se joacă Newcastle, West Ham United. Newcastle vine după o calificare în finala Cupei Ligii, o calificare pe care cei de la Newcastle o așteaptă, o finală de fapt, pe care cei de la Newcastle o așteaptă din 1999. N-au mai fost coțofenele într-o astfel de oportunitate. O dublă victorie destul de facilă cu Southampton în semifinale. În Premier League, Newcastle e pe 3, era înaintea etapei, pe locul 3, la egalitate cu Manchester United, are cea mai bună apărare din campionat și aici o să ne, cumva pe asta o să ne axăm. De partea cealaltă, West Ham United, două victorii, nu s-a mai întâmplat asta hăt de prin octombrie. Două victorii la rând, una în cupă, una în campionat, cu Everton în campionat, au prins o echipă mai necăjită și au reușit să câștige. E deasupra linii de retrogradare, ceea ce cumva e o gură de aer pentru David Moyes și în special pentru David Moyes, dar și pentru jucătorii săi. Noi o să vă propunem aici un super pariu, acestea sunt cotele generale cu Newcastle jucând pe teren propriu favorită, dar cu o cotă destul de mică la victorie. Super pariul pe care vi-l propunem și pe care l-am găsit noi are o cotă ceva mai bună, se duce în zona golurilor și în zona cornerelor. Mai întâi golurile, ceea ce vedem noi aici sunt echipele cu cele mai puține goluri marcate. Newcastle e acolo, e una dintre ele, West Ham United de asemenea, are cele mai puțin, cumva cel mai puțin spectaculoase meciuri le are West Ham United în acest sezon. Newcastle e un pic mai sus, dar nu foarte mult. Spuneam că e cea mai bună apărare din Premier League, nu excelează nici când joacă pe teren propriu, nu debordează de spectacol Newcastle nici când joacă pe teren propriu. Pornim de la această grafică și mai adăugăm ceva ca să ne ducem spre o cotă ceva mai bună. Mergem în zona cornerelor, o să vedem echipele cu cele mai multe cornere în acest sezon de Premier League. Surprinzător Newcastle e lider, spun surprinzător și nu e prima dată când spun asta. În tot sezonul trecut Liverpool și City au fost acolo, erau pe primele locuri, au luat-o de la început până la capăt. Ei, acum a apărut Newcastle aici cu cornere, la cornere aici și vedem un număr numărul total de cornere, nu media. Și vedem pe cei de la Newcastle cât de cât bine stă și West Ham United, undeva jos acolo, da, jos aici în acest grafic al nostru, relativ sus în campionat, de vreme ce aici intră bea 8. Am reușit să grupăm doar 8. Doar 8 echipe, în fine, 9, că Chelsea și West Ham United sunt la egalitate. Bun, ce vreau să spun este că pornind de la aceste cornere, de la graficul ăsta cu cornere și de la graficul trecut, de la informațiile din graficul trecut cu goluri, super pariul pe care noi l-am descoperit. Sub 3,5 goluri în meci și peste 9,5 goluri în meci, o cotă ceva mai bună pentru acest super pariu, o cotă de 2. Mergem și la noi, ne întoarcem cumva la noi, apoi o să mergem în Franța. La noi se joacă în Superliga noastră Rapid Voluntari sâmbătă seară. Rapid după 0-0 la Cluj. E pe locul 3, era pe locul 3 în campionat înaintea acestei etape. Victoria acasă, egaluri în deplasare, cam asta e linia Rapidului din ultimele etape. În vreme ce dincolo Voluntari o victorie în ultimele 6 runde. În 2023 n-a început bine, am mâncat bătaie în ambele partide cu Universitatea Cluj și cu CFR Cluj. E însă distanță, e pe locul 9 să zicem, sunt ok cei de la Voluntari, dar distanța până la locurile de baraj nu e deloc mare. Ați văzut cotele ceva mai devreme, ceea ce vedem noi aici este clasamentul pe meciurile jucate pe teren propriu în acest sezon. Și vedem pe cei de la Rapid, lider, dacă s-ar juca numai în Giulești, Rapid ar câștiga campionatul. 27 de puncte în 11 meciuri, 8-3-0, adică fără eșec, 3 egaluri cu Craiova, Faru, Botoșani. Dacă scoatem Botoșaniu, Craiova și Faru, cumva echipe din partea de sus a clasamentului,
Ceea ce vedem noi aici sunt altceva, pentru că și aici o să ne ducem spre un super pariu. Și de aici, de aceea v-am arătat graficul de mai devreme, numărul de goluri marcate în a doua repriză în ultimele 10 meciuri. Ei bine, super pariul pe care l-am ales noi. Câștigă Rapid și peste 0,5 goluri în repriza a doua. Cota aici este de 2,35. Din Superliga noastră mergem în Franța. În Ligue 1 se joacă meciul dintre Rennes și Lille, vecine de clasament, cele două echipe, înaintea etapei, pe 5 Rennes, pe 6 Lille, la 5 puncte diferență sunt între cele două. Rennes e favorită, joacă pe teren propriu, este un avantaj, pentru că în meciurile de pe teren propriu echipa s-a prezentat foarte bine, problemele au apărut în deplasare, dacă ar fi fost la fel de bună și în deplasare, așa cum este pe teren propriu, Rennes ar fi luptat pentru titlu în momentul ăsta. Sunt cei de la Rennes la 5 puncte de titlu. E un meci echilibrat în principiu, se vede asta și după cote. Noi am găsit un super pariu și aici, pornind de la golurile marcate de Rennes pe teren propriu în ultimele partide, în ultimele 10 meciuri. E un singur meci din ceea ce se vede în care au marcat sub 1,5 goluri, și anume cel cu PSG câștigat cu 1-0. În rest, goluri multe. Mai apoi, vedem cele mai bune echipe din Liga pe teren propriu. Așa cum spuneam și mai devreme, Rennes e cea mai bună în momentul ăsta, având și gol averaj, chiar peste PSG. E prima Rennes, 11 meciuri, 10 victorii și un singur eșec. Un eșec care a venit în chiar debutul campionatului, debutul competiției. Golaverajul 27 la 7, după cum vedeți, pe teren propriu. Cel mai bun atac și cea mai bună apărare din Franța la meciurile de pe teren propriu. Super pariul așadar, pe care noi vi-l propunem aici. Marchează Rennes 2 goluri, cel puțin 1,5 goluri în meci, adică 2. Și câștigă oricare dintre reprize. Cota pentru acest super pariu este de 2,60.